Vasile Muraru și-a serbat ziua de naștere, iar reporterul special Dima Trofim, împreună cu echipa Acces Direct, i-au pregătit o farsă. Complice la farsă a fost chiar Valentina Fătu, colega de scenă a faimosului actor. Am venit să-i facem o surpriză marelui actor, să-l felicităm cu ziua lui de naștere, să-i cântăm la mulți ani, dar nu înainte de a-i face o farsă, îl sunăm și îi spunem că s-au spart, cineva a spart vitrinele nou inaugurate, uite pe asta. Să vedem ce reacție o să aibă domnul. Aoleu, aoleu, am puțin emoții, așa, să vedem. Alo? Domn Vasile? Da. Dacă puteți să veniți, vă rog, pe culoar un pic să vedeți că au fost sparte vitrinele. Marele actor și-a făcut numai decât apariția în foaierul Teatrului Constantin Tănase, acolo unde, din fericire, nu l-așteptau vitrinele sparte, ci oamenii care au vrut să-i facă această surpriză, înarmați, evident, cu tort, șampanie și flori. Sperăm că nu v-am supărat prea tare. M-am supărat. Vasile Muraru a ciocnit un pahar de șampanie cu reporterul Acces Direct, dar și cu ceilalți colegi de breaslă. La mulți ani, vă mulțumesc din suflet. Să ne încântați încă 100 de ani de azi înainte. Mă bucur din suflet că nu s-au spart vitrinele. Ani mai împlinim, dar vitrine nu mai împlinim. Cum vă simțiți, domnule Muraru? Păi mă simt foarte bine. Dacă sunt la teatru, înseamnă că mă simt foarte bine. Nu v-ați dorit ca în familia noastră să fie mai mulți actori, să pășească și copiii noastră familia pe urme? Familia de actori e foarte mare în România. La dumneavoastră. Nu mi-am dorit, pentru că n-am. Fiecare cu ce îi place și fiecare am lăsat liber copiii să facă ce vor ei. De curând știu că a fost și ziua de naștere a mamei dumneavoastră și chiar de ziua dumneavoastră ați plecat. Ați fost în vizită la dumneaei. Da, am să-i fac o surpriză. Cum a fost? A plâns, m-a certat, s-a bucurat. Dumneavoastră sunteți și directorul a celui mai îndrăgit teatru din România. Cum e să lucrezi cu lumea de aici, cu colegii cu care sunteți și în scenă, dar sunteți și directorul, șeful lor? Dacă ca și actor e ușor, ca director nu e atât de ușor. Să ne încântați încă 100 de ani. Mulțumesc, de mult, multă sănătate. Vă mulțumim. 50. Nu, să fie chiar 100, că avem nevoie de oameni ca dumneavoastră. Împreună cu Valentina să mai fac un spectacol 100 lui Tănase. Adică 200. Încă 100 lui Tănase. Domnule Vasile, și în ultimul rând, un cadou pentru dumneavoastră din partea echipei Acces Direct. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc celor de la Acces Direct.